Noul an a început cu dreptul la Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Pentru prima lună din an, angajații instituției au demarat organizarea mai multor cursuri de specializare sau de calificare. Deja se anticipează că aproximativ 200 de cursanți vor lua parte la aceste sesiuni de pregătire. 2022 a început, zicem noi, în forță în ceea ce privește serviciile Camerei de Comerț și Industrie Maramureș. Încercăm să ne adaptăm vremurilor. În continuare, sigur că suntem marcați de restricțiile impuse de autorități. Cu toate astea, activitățile și serviciile oferite funcționează. Doar pentru luna ianuarie, de exemplu, în programul de instruiri și de pregătire profesională sunt cuprinse un număr de 10 cursuri. Vorbim aici de cursuri de specializare, cursuri de calificare sau de inițiere. În același timp, noul an a venit și cu o premiere pentru conducerea instituției din partea Universității de Vest, Vasile Goldiș. Astfel, președintelui Florentin Nicolae Tuș i-a fost înmânată diploma la secțiunea Parteneriat Antreprenorial de Succes de către profesorul universitar dr. Ioan Liviu Tăut pentru strânsa colaborare între cele două instituții. Cu Universitatea Vasile Goldiș avem o colaborare de lungă durată. Avem încheiate protocoale de colaborare în ceea ce privește, eu știu, pregătirea practică a studenților sau participarea la reacreditarea specializărilor în cadrul universității. Spre, eu știu, satisfacția noastră am fost la finalul anului trecut și nominalizați și oarecum premiați în cadrul galei premiilor academice ca o recunoaștere a parteneriatului solid pe care l-avem cu universitate. Pe lângă programul de cursuri, în prima parte din 2022, reprezentanții CCI Maramureș pregătesc inclusiv o misiune economică în Japonia, destinată oamenilor de afaceri din județ. Aceasta va avea loc cel mai probabil pe parcursul lunii aprilie sau mai.